Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Seceta, scumpirea energiei și a combustibililor, criza îngrășămintelor și amenințarea războiului la granița României ne pot arunca într-o criză alimentară fără precedent. Desigur, scenariul este negat de la vârful Ministerului Agriculturii, dar riscurile sunt reale și nu doar local. Se caută tot felul de alternative la mâncarea tradițională. La Bruxelles se aprobă pe bandă rulantă spre consum din ce în ce mai multe insecte. Zilele trecute a primit avizul pentru consum greierele de casă, a treia insecte după lăcusta călătoare și viermele de uscat. Și mâncarea la imprimanta 3D prinde din ce în ce mai mult. Oamenii caută soluții pentru supraviețuire în condițiile în care tot mai multe țări se gândesc la raționalizare. De exemplu, în Coreea de Nord, uleiul de gătit se vinde la sticluțe de 50 de mililitri, iar în China, acum câteva luni, guvernul a îndemnat populația să-și facă urgent provizii de mâncare. Dacă este cazul să ne umplem și noi cămările, cum ne ferim de alimentele toxice și cum intrăm în formă până la urmă și pentru primăvară, nu-i așa? Multe subiecte pe care le vom dezbate în următoarele minute. Invitatul meu este medicul Virgiliu Stroescu, doctor în medicină. Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vine sau nu criza alimentară, domnule doctor? Cum vedeți problema? La România piesele sunt pline, nu vine nicio criză. O săptămână, două luni. O veni peste 3 ani, peste 6 luni, dar momentan, hai să nu ne speriem singuri. Mergeți printr-o piață. Dacă nu gem acolo toate alimentele și să învățăm un lucru foarte interesant, să mâncăm cât mai mult crud. Uite, am fost pe o piață, nu spun numele, că știu că nu vă plac numele la piețe. Domnule, mere de la 3 lei, 4 lei, 5 lei, mere frumoase, extraordinare. Ei, dacă mănânci dimineața 2-3 mere și seara în cumăr, o treime de mâncare ai putea termina. Da, spuneți și că piețele sunt pline, dar prețurile, pentru că în aprilie... Da, am zis că e 3 lei, 4 lei. Acum, dar în aprilie se așteaptă o inflație de 11%. Doamne, până atunci, ce să facem? Plângem? Deci, momentan există, nu e nicio fel de problemă. Dar dacă crește cu un leu, 2, dacă e 3 lei, acum cât o să facă? 12? O să fie 6, 5. Dar important să mâncăm cât mai multă hrană crudă. Hrana crudă e sănătoasă, este viață. Și haideți să vă fac ultimul timp să dovedim acel lucru. Și anume, există hrană vie, care are viață în ea, și hrană care a avut viața în ea și nu mai are viața, e moartă. Și hrană care nu e moartă, nici vie. Hrană care nu are nimic în ea viu. E bine, se pare că hrana vie... De exemplu, o gogonea este verde, se face roșie. E dacă mănânci o roșie, viața din roșie intră în viața ta și ne dă rezistență, ne dă imunitate bună și ne dă viață lungă. Pe când dacă luăm un animal, îl omorâm și mâncăm ce rămâne din el, alea nu mai hrană vie, aia e moartă, că a murit. E un cadavru. Și de aceea haideți să ne obișnuim să mâncăm cât mai multă hrană vie. Mâncăm salate în fiecare zi, o farfurie plină de salate, viață, e sănătate și nu ai nevoie. Iar ideea că să mâncăm insecte și astea, momentan, România are atâta... Sunt pline de proteine, doamne. Încă ceva, poate să dea dezlegări treaba lor, dar nu-i sănătos să mănânci insecte, lasă-le în pace. Dacă avem, mâncăm 3 nuci, 2 luni și când ai mâncat, ca și când ai mâncat un pumn de insecte. Da, pare respingătoare ideea pentru noi că nu suntem obișnuiți, dar știți că în Asia se consumă insecte. Doamne, în Asia se consumă și șopârle și alte treburi. Noi suntem români și avem tradiție de sute de ani, să nu zic mii de ani, să mâncăm hrana pământului, că avem cea mai bună țară din Europa cu cel mai bun pământ. Așa că nu punem noi ideea cu... Sau cu calculatorul să... Mâncăm ce dă pământul, e mai deștept decât calculatorul. Da, și despre mâncarea la imprimantă, de asemenea, e făcută din pulber și din grăsimi, din ulei. Ei spun că au pus acolo toate ingredientele pentru esențiale organismului, nu-i așa? Adică proteine, grăsimi, tot ce are nevoie organismul. Ca să faci pulberea aia, trebuie să distrugi toată viața din alimente. Că nu poți să faci o pulbere din alimente vii. Și dacă faci pulberea aia, jumătate din consistența sănătoasă se distruge. Gustați, fieți, fără și care ce vrea. E bine că e posibil, e bine că există. Dar ca idee, mâncăm hrană crudă, îi tragem niște pătrunjeli, niște
mărar, mâncăm niște fasole, niște lucruri care sunt sănătoase, Doamne, și fructe, fructe, acum ce fructe, și acum piața e plină de citrice, nu? Mâncăm fructe și avem vitamine de câte vreți. Vreți proteine? Păi proteine le găsim în semințe, în leguminoase și în graminee integrale. Pâine neagră. Avem proteine, nu mai putem. Semințe. Noi nu prea ne-am obișnuit. Dimineața, dacă tragem cu niște fulgi de ovăz, avem proteină excepțională. Și punem și niște nuci, avem proteină, ne ajunge. Iar la prânz să mâncăm fasolea. Să vă spun un lucru foarte interesant. Carnea are 15-20% proteine. Știți cât are soia? 40. Deci dacă mâncăm câteva linguri de soia, indiferent sub ce formă, avem proteine sănătoase și bune și extraordinare. Dar se consumă în România soia sau mai degrabă oamenii preferă carne? Doamne, se consumă foarte multă carne. Păi stai să vedeți care e cauza. Oamenii sunt puturoși, nu vor să facă o hrană sănătoasă. Dacă iei șnițele de soia sau dacă iei carne crudă, amândouă n-au niciun gust. Șnițele de soia parcă iască, iar carnea crudă parcă e săpun. Luați carne de porc, fierbeți-o și mâncați-o. Nu mi-e să nimic. Pe când începi să pui condimente, când începi să pui tot felul de miroase, cum se zice, când începi să o faci să fie gustoasă, să facem, propun, alimentația Virgil, așa mă cheamă, să facem la fiecare mâncare noi un sos foarte sănătos. 3-4 linguri de sos în care să punem oregano, să punem ce sfătuiesc, iar la fel, fiecare gospodin să aibă minim 10-20 de borcanele cu toate condimentele astea. Și în momentul în care vrei să faci sosul, iei puțin de aici, puțin de aici, le guști peste ce gustare, vrei mai acru, mai curat, mai sărat, mai dulce și faci un sos bun și peste mâncare pui câteva linguri de sos. Se folosesc condimente în România, în afară de pătrunjel, leuștean, mărar, piper, boia, așa, cimbru. Se folosesc? Ce în anume? Asia se folosesc foarte multe condimente. Păi da, gândiți-vă ce e acolo, numai de condimente. Dar asta crude să fie ceasă sănătoase. Să nu fie glutamate și alte nenorociri, că sunt cancerigene. Eurile astea sunt groasnice. De exemplu, toată carnea care o cumpărăm, bagă în ea o substanță care o fac gustoasă, glutamatul, dar bagă nitriți. Și nitriții ăștia sunt cancerigeni. Toți domnii care se bărberesc, câteodată se mai taie și face o picătură frumoasă, rozee, așa, de sânge. Aia începe să se facă mai închisă, maronie, după o oră e neagră. Carnea de pe calantare, dacă rămâne în aer, se face neagră, maronie, neagră. Dacă pune nitriți, are aceeași culoare 4 săptămâni. Dar nitriții sunt exact ca formolul. Și intră în noi și ne nenorocesc și cancerigeni. Da. Nu există salam fără nitriți. Și atunci scăpăm de nitriți. Pentru că facem noi mâncarea. Mai sunt unele, să știți că eu am găsit niște mezeluri fără nitriți. Ei spun că fumul și sarea sunt suficiente pentru conservare. Acum se credem pe cuvânt, nu știu, practic, se verifică. Practic, nu există salam din carne fără nitriți. Că se negrește, doamne. Păi nu mai e roze. Uitați-vă carnea asta, te uiți, domnule, îți vine să o mănânci. Da, de desubt e căldarea cu nitriți. Că nu merge altfel. Oxigenul vine cu hemoglobina, face oxihemoglobină, hemoglobina care se închide la culoare. Și ca să fie carne, cum o găsim pe galantare, este intoxicată cu nitriți. E bine, hai dar să învățăm. Câți români credeți că se uită pe etichete să vadă? Eu vă spun că am văzut inclusiv pentru produsele pentru copii, destinate copiilor, da, acest produs adăugat, nitritul de sodiu, fără să se specifice cantitatea. N-auzi, cel puțin la copii, e un fel de hormon letală. Când se găsesc pe stradă diverse persoane care au decedat, sunt culese, băgate într-un bazin de formol la Institutul de Medicină Legală și lasă acolo un an, 2, 3, 5, 6 și când le scoate carne proaspătă, e moale, pentru că așa face formolul, așa fac nitriți. Și care e sfatul dumneavoastră? Să nu folosim prea multe mezeluri? Cât mai puține produse animale.
Păi dacă toată carnea roșie, ca să fie roșie, trebuie nitriți, nu-i normal să ne ferim de nitriți? E și în carnea de pui? Orice carne, dacă stă în aer, se face neagră. Și e nevoie de nitriți, orice carne, de pe galantare, ca să fie roze și frumoasă, este plină de nitriți, pentru că oxigenul împreună cu hemoglobina fac o substanță care se închide la culoare. Deci asta este recunoscut, dar ce pune în cantități să nu facă bine. Nu-i sănătos, doamnă, de ce să bagă mine o travă? Numai pentru că e gustos? Păi îmi fac un sos gustos, care e sănătos. Aici e problema. Da, vedeți, nu îi poate nimeni dovedi că oamenii care s-au îmbolnăvit de cancer la un moment dat s-au îmbolnăvit din cauza nitriților din, alimente. Și de asta se folosește pe scară largă. Nu. Păi, dar nimeni nu știe când un canceros ce a mâncat. Aici e problema. Că sunt studii care arată că sunt cancerigene. Sunt studii, adică nu, încă ați auzit treaba asta. Că acum morți și nu mai putrezesc. Asta ți-a auzit-o? Nu știu. Când se dezgloacă numai metal, dantură, acum sunt aproape integri. Că în fiecare zi se pun zeci de grame de nitriți în noi. Și intră în noi. Și încă ceva. Pentru copii, nenorocire, că nu mai merge hemoglobina, nu mai dă oxigenul. Și atunci nu mai gândesc bine, nu le face bine, se intoxică. Deci nitriții nu sunt sănătoși. Și nu există carne să fie roze, frumoasă și drăguță fără nitriți. Deci, ori să trecem pe legume, ori dacă nu, ar fi o soluție, domnule doctor, să cumpărăm de la țărani, nu știu, sacrifică cineva un porc. Dar nu-i tot carne și aia. Păi nu, o iei, o bagi în congelator și o folosești. Dar nu-i tot carne și aia. Tot carne și aia. Dacă nu e tratată cu nitriți. Dar nu înțelegeți, putem foarte bine acum, este șnițele de soia care au același gust cu carnea, dacă ești deștept și dacă te știi să faci gust. Pentru că aceea se sătură cu carnea. Și costă 3 lei, 5 lei un pachet, deci de un sfert de kil sau jumătate de kil. Și dacă știi să o faci, cumpere și nițelul lor, fierbi și este un fel de rasol și începi să-l aranjești, începi să-i dai boia și pui altul și au un gust excelent și foarte și sănătos. Și se poate folosi în siguranță în fiecare zi ca înlocuitor de carne? Da, dacă ești nici soia, nu putem mânca soia în fiecare zi. Aici e mare problemă. În industria alimentară, acum iar e o nenorocire, iar să o spun și îmi pare bine că am găsit momentul. În toate țările normale, hrana o fac medicii. În România de 20 de ani, hrana ne-o fac veterinarii. Și ăștia habar n-au ce ia salată, ce ies leguminoasele, aia bagă carne și tot fel de produse ca să-și vândă marfa, nu? E, în momentul în care, la ora actuală, nu mai e sanepid, veterinarii și cei care ne conduc. Și atunci toată țara a ajuns ca un fel de graj, pentru că veterinarii nu știu să facă curățenie, nu știu să mănâncă hrană sănătoasă, că nu au făcut la facultate. Am făcut și eu ceva veterinară. Nu se face la veterinară hrană umană. Da, mai e o problemă încă și mai gravă decât asta pe care ne-ați spus-o. S-a constatat că foarte multă carne conține urme de antibiotic. Iar odată ce ajunge în organismul uman, îl face rezistent la antibiotic. Evident, încă ceva. Și dacă, face ravagii. Dacă dai la animale antibiotic, se îngrașă. Și bagi antibiotic, se bagă, de exemplu, mi-aduc aminte că nu mai țin minte unii, sute de tone de medicamente intră în carne. Pe când în vegetale, nu. Și acestea, cum foarte frumos a spus, mă bucur și în momentul în care carne sunt antibiotice, adio rolul lor adevărat să fie antibiotice. Că intră noi și ne obișnuim cu ele. Da, dezvolți o toleranță exact, la antibiotice da. Și nu că nu există treaba. Animale în mizeria în care stau să nu le dea antibiotice ca să se îmbolnăvească, nu? Da, mai grav le dau preventiv, chiar dacă nu sunt sau a doua bolnave problemă, animalele. Da, a doua problemă, n-au hotel pentru animale când le duce să le taie. Și 4, 5, 6 zile până le cară, până le duce, până le omoară, au niște condiții groasnice. Și în momentul în care văd că trebuie să le omoare, plâng vacile și toate animalele. Și atunci le dă niște reacții suprarenale, încât storc suprarenale și au adrenaline, substanțe astea toxice din ele, nu mai funcționează rinichii în momentul în care au fost omorâte. Și atunci carnea nu mai e sănătoasă, e o carne infectată cu microbi, cu urină, cu fecale, pentru că tubul digestiv cogeamită vaca dacă o omori
Ea nu moare într-o secundă așa liniștită. Ea se zbate. Și atunci tot organismul e intoxicat. Te luăm da. O găină. O secundă, o găină e o găină, îi tai cât ea. Întâi cu cococos, te plimbi pe îngărea, te cunoaște. Când vede că pui cuțitul, când vede, se sperie. Ce, dar n-are ei puternice, îi tai capul. Începe să corpul să zboare în sus. E, contracțiile acelea nu fac decât să facă din carne urină. Urină, are gust de urină carnea respectivă, pentru că stoși toate și nu mai merge tubul digestiv și renal. Și atunci fac o supă bună de găină. Vai de capul ei ce bună este. Pe când dacă mănânci, faci o supă bună și pui tot felul de miroase înăuntru, e excelent, e sănătoasă. Mă uitam la o analiză făcută, o analiză jurnalistică, da. Din care reieșea că din 11 probe analizate în laborator, 4 au avut urme de antibiotic. Mai grav este că nu medicul veterinar face aceste injecții, ci pur și simplu îngrijitorii de la ferme. Asta a scos la iveală o investigație jurnalistică. Ceea ce este foarte grav. Sigur, legea spune că n-ai voie să dai antibiotic vitelor în condițiile în care nu sunt bolnave, dar credeți că se verifică cu atâta severitate tot lanțul ăsta sau face cam fiecare ce vrea? Păi, dacă la ora actuală, în loc de sanepid, sunt veterinari, sunt proști ca să verifice carnea, că ei vor să bagă carne multă și atunci o scot ei, dacă ar fi sanepidul, și asta eu am lucrat în sanepid, de aceea chiar apelez la domnul prim-ministru, care e general, domne, reînființați în România sanepidul, că se face curățenie. Sanepidul amendează pe oricine, oricând, fără niciun fel de problemă. La ora actuală, ce se amendeze pe veterinari? Că ei sunt trei mafie. Pe când dacă faci un sanepid de la Institutul de Igienă, foarte clar, se iau probe alimentare, nu sunt bune, imediat pedeapsă. Să vedeți și cum se face țara noastră. Aici e problema. Noi nu avem niciun control la ora actuală. Industria, aveam la sanepid, igiena industriilor. Se verifică la sânge fiecare lucru după HCM-uri. Pe când acum fiecare face ce vrea, fiecare conservele. Nimeni nu întreabă de unde e, ce ai făcut. Eu o fraiște pentru că nu avem sanepid, nu avem legi. Aici e problema. Și de aceea rog pe domnul prim-ministru ca să salveze sănătatea acestei țări, să inventăm din nou poliția sanitară, sanepidul, să controleze totul la sânge. Dacă ar fi sanepid acum în România și dacă e o grămadă de gunoi, vine igiena comunală și trage 30 de milioane amendă și în două săptămâni, într-o săptămână nu mai e niciun fir. Adică când vine igiena comunală, nu permite niciun gunoi pe jos. Imediat, cine e aici, pedeapsă. Să le dăm o săptămână aici să fie lună și până după o săptămână, apoi străzile trebuie spălate. Asta e igiena comunală. Mai din când în nici măturate. Sunt străzi pe care câte 3 luni nu mătură nimeni. De ce? Nu-i control. Dacă vine igiena, vine sanepidul, se face ordine. Și de aceea veterinarii la ora actuală de 20 de ani țin în rând, opresc igiena. Pentru că să-și producă, să-și arate produsul respectiv. E posibil să mâncăm hrană pe care ne-o prescriu veterinarii. E posibil noi, oameni inteligenți, un col de treabă. Deci îndemnul dumneavoastră este să mâncăm cât mai puțină carne. Hrana animală, sub nicio formă. Laptele. Azi, sub nicio formă, deloc să nu mâncăm. Laptele de vacă, e pentru vițel. Are substanțe care sunt plus. Încă ceva, toate produsele animale sunt cancerigene, care factor de creștere. Toate produsele animale, dacă le ia omul, sunt cancerigene. Laptele respectiv nu e sănătos pe când laptele de soia. Laptele obișnuit crește colesterolul. Laptele de soia scade colesterolul de care cumpărăm. Și dacă ești isteț, faci un lapte de soia de 5 ori mai gustos decât laptele de vacă. Dar aici ar trebui un institut de cercetări, domnule prim-ministru, ca să avem o hrană gustoasă și sănătoasă și controlată. Și va crește PIB-ul de 5 ori. Dacă avem o hrană sănătoasă, gustoasă și oamenii să fie sănătoși. Dar să vorbim puțin și despre legume, domnule doctor, pentru că, sigur, carnea poate avea multe probleme, dar să ne gândim cât de mult se folosesc pesticidele în agricultură, da? Nu cred că există vreun petic de pământ netratat
Exact. Și nu știu, s-ar putea să fie o problemă și prin utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice, da, care pot fi substanțe nutritive, dar date în exces. Exact, le intoxică. Dar să vezi ceva interesant. O experiență că am făcut-o eu. Am cumpărat niște mere foarte frumoase, dar într-un colț măr era stricat. Am mâncat mărul, care era bun, un gust excelent, niciun fel de problemă. Am introdus degetul în locul în care era stricat și a intrat destul de bine și l-am scos. Mirosea pesticide, pentru că acolo nu există viață. Deci în momentul în care o plantă este vie, ea face antioxidanți și dacă depășește capacitatea de a o filtra, ea moare. Că nu avem spitale de plante. Plantele au în sine substanțe antioxidante. Că noi trăim cu antioxidante din plante. Indiferent ce bagi într-o plantă, dacă ea are antioxidant, ea curăță și aranjează totul. În momentul în care depășește nivelul, ele se fac urâte, au gust rău. Am mâncat toate niște morcovi, facem? Niște morcovi amari, i-am aruncat imediat. Dar ce facem? Le decojim, le spălăm foarte bine le cu spălăm detergent? Coaja e excelentă, le spălăm bine. Dacă le spălăm bine, de asta, substanțe toxice nu intră prin coajă. E făcută de Dumnezeu, perfect. Nu intră nimic prin coajă. Dar trebuie spălat bine. Și atunci avem hrană foarte bună. Deci tot ce este viu are în el substanțe care își menține sănătatea. De aceea... Da, să cumpărăm produse bio, domnule doctor? Merită din să dai banii în părerea, produsele bio? Părerea mea că de multe ori sunt mai proaste decât alte. Pentru că nu avem sanepid să te controleze. Și oamenii încep cu excrocheriile. Bagă plante proaste cu un produs bio pe el. Trebuie neapărat controlat. Și cum combați dăunătorii ca să ai, că poate oamenii au, nu știu, o mică curte, da, și au pom fructifer în curte. Cum combați dăunătorii astfel încât să ai un măr bio, cu adevărat bio, de la tine din curte sau de la bunici, de la părinți, de la țară? Cum? Cu ce îi stropești? Dar nu e nevoie de stropit, aici problema numărul unu. Dacă ai un teren bun și dacă cauți niște, niște pomi mai sănătoși și dacă nu îi dai cu nimica, chiar dacă sunt fructele mai mici decât alea foarte mari, da, îs foarte sănătoase. Deci în momentul în care încep să umbli la genetica lor, ele nu mai au aceea sănătate cum au celelalte. Însă dacă sunt crude, îs excelente, pentru că viața omoară absolut toate otrăvurile. Păi noi de ce trăim? Noi câte băgăm prostii, bă, noi și trăim încă. De ce? Organismul are antioxidanți. Și o luăm pe puțin 30%, 50% din plante. Obligatoriu avem nevoie de antioxidanți. Și le găsim în plante. În salate, dar să spălăm bine salata. Bine salata. Verdeața aia, seama aia verde. Eu am făcut o treabă care mi-a rămas cafeaua lui Virgil. Iau două, trei legături de pătrunjel, le tai fin, fin, fin de tot, pun peste ele o lămâie, o lingură de miere de albine și o lingură de ulei de măsline, amestecat și este o zeamă vernil, după ce o bei, simți că se ridică părul așa puțin în sus, că e puternică, că intră în sânge. Și după aceea, ca și când ai dormit 8 ore, că e verdeața extraordinară. După ce mănânci o salată bună, parcă învii. Pe când după ce mănânci o friptură, parcă ești mort. De aceea oamenii care după ce fac un chef din ăsta la iarbă verde, pe mă cântă manele, nu mai dansează, nu mai aleargă, pentru că am lucrat cu sportivi de performanță 15-20 de ani. Mențin-mă puțin și vă spun ceva interesant. Le-am spus, nu mâncați carne, friptură înainte de meci. Pentru că carnea nu dă energie, ci ea fură energie. Și au făcut un chef mare și au pierdut toate meciurile. Și în momentul când au început să mănânce verdeață, să mănânce cartofi, mănânce macaroane înainte de astea cu multă energie, au ieșit formidabil. Deci nu se mănâncă înainte de meci proteină mare, multă, că proteina merge greu. Deci, adică trebuie să ne gândim puțin felul de a fi. Ce le dăm copiilor să mănânce, domnule doctor? Nu prea, nu carne, nu mezeluri. Ce le dăm? Pește? V-am spus din legume? Nou, cele mai multe proteine sunt în leguminoase. Le dăm fasole, le dăm mazăre, le dăm linte, le dăm humus. Iei niște humus, pui pe pâine și dai niște sandvișuri cu humus.
Și alea țin foarte bine și au energie în ele. Dai o fasole, îi dai o linte, să mănânci o supă de linte și are proteine. Dacă soia are 40% proteină, 40%, friptura are 13, 15, hai să spunem 17 curcan, dar nu are, vă 15, 40 proteine dacă mănâncă leguminoase. Pui 10 linguri de leguminoase și ai proteină suficientă și de bună calitate. Aici și pentru adulți, domnule doctor, că leguminoasele astea înseamnă și carbohidrați, nu? Păi fasolea. Păi au de toate. Nu? Și carbohidrații ăștia nu cam interacționează cu silueta, să spunem așa? Dar nu mâncăm foarte mult, adică avem bun simț și avem și un cântar. Dar tragem cu salată, adică punem proteine din leguminoase și punem o salată serioasă acolo. Și grăsimea de unde o luăm? Proteina din leguminoase, vitaminele avem, din salată avem și grăsimea? Cea mai bună este uleiul de măsline. O lingură, două. Mai mult de o lingură, două de ulei de măsline nu e nevoie pentru un om. Atât. La o masă sau într-o zi? Într-o zi. Uite, Putin avea o dietă în care consumă două linguri de ulei de măsline pe zi. Nimic altceva. Ulei, grăsimi. Păi facem socoteala. Grăsimile sunt 10% din valoarea calorică. Și grăsimile au 10 calorii pe gram. Deci dacă luăm, ele sunt 10%, un om are nevoie de 3.000 de calorii, să spunem, nu? Deci dacă consumăm două linguri de ulei de căciună de om pe zi e suficient. Se poate înlocui și cu untul? Și apoi dacă mâncăm și niște migdale, și dacă mâncăm și niște alune, și dacă mâncăm și niște nuci, astea au grăsime. Sau avocado? Avocado, excelent! Neapărat jumătate de avocado pe zi pentru copii. Adică crema aceea verde, care e excelent, e sănătoasă, sunt formidabile. Pui puțin usturoi la ea. Cam untul nu e sănătos, domnule doctor? Untul nu e sănătos? Nu, că este de grăsime animale care au acest graș saturat. Ce se întâmplă? Noi avem celule multe. Toate celulele noastre au o îmbrăcăminte de grăsime. Lipoproteină se numesc. În momentul în care mâncăm grăsimi saturate animale, atunci poșghița asta este dură. Că tot ce este animal e saturat. Saturat n-are duble legături. Și atunci toate celulele organismului nostru suferă dacă mâncăm grăsimi saturate animale. Pe când dacă mâncăm vegetale, ele trăiesc foarte bine. Deci, simplu lucru că mâncăm grăsimi saturate, în afară că se depune pe artere saturatul, atunci se dă o ateroscleroză. Prima boală care distruge omenirea sunt bolile cardiovasculare. Și punctul numărul este produsele animale. Deci, dacă vrem să fim sănătoși, să avem artere curate, lăsăm la o parte carne, lapte, brânză, ouă, peștele, pentru că au peștele nouă. Peștele în sine e bun, dar are colesterol, nenorocitul. Deci fiecare are lucruri bune și lucruri rele. Da, în mod ocazional putem să consumăm pește, fără nicio problemă. O secundă. E o mare problemă cu peștele, pentru că Dunărea nu mai e Dunărea albastră. Și dacă un pește stă în Dunăre, el nu poate fi sănătos în nenorocirile cele de acolo, cu metale grele. La fel, toate la mare se dau bombe din astea atomice incredibile și vin valuri din astea și sunt elemente radioactive. Iar ce fructe de mare care stau pe lângă mal, toată mizeria de pe uscat intră în mare. Și atunci nu sunt sănătoase. Numai cele care sunt de munte sunt sănătoase. Toți peștii de crescătorie bagă praf de sânge, praf de oase din ele și nu sunt sănătoase. Somonul de crescătorie nu e sănătos deloc. Pe când dacă găsești somon adevărat care nu se găsește prea mult. Și dacă e din cine știe ce măr sau ocean, ea nu-i bun. Deci pești s-a distrus toată viața. Este distrusă din poluarea aceasta extraordinară. Și dacă mâncăm fructe și legume și salate, suntem vii și sănătoși și frumoși.
Ce putem să spunem despre zahăr, domnule doctor? Pentru că pe lângă grăsimile acestea nesănătoase, carnea cu nitriți și cu antibiotice, mai avem o problemă și cu zahărul. Oamenii consumă foarte mult zahăr. Zahărul ăsta se găsește nu doar în dulciuri, se găsește în orice preparat. Nici nu te gândești că e și în pâine, e și în... Stați să o luăm încet. Avem nevoie de glucide. Avem nevoie de 80% sau 60% din hrană să fie glucide. 60% asta este proporția. Dar să fie polizaharide. Adică nu monozaharide. Dacă iau niște benzină și arunc un chibrit, ce face? Bum! Explozie, nu? Dacă iau niște lemne și le pun în foc, ard încetişor. Dacă pun niște cărbuni în foc, au energie foarte multă, dar țin mult de tot. E, toate monozaharidele sunt ca benzina. Dau explozie, crește glicemia și faci diabet. Tot ce e polizaharid, adică amidonoasele, asta țin foarte bine. Iar grăsimile, la fel în cantitate mică, sunt rezistente și au cel mai multe, au 10 calorii pe gram, pe când celelalte au 4. Dar trebuie puse în cantitate mică, cât mai puține grăsimi, cât mai puține grăsimi, repet, cât mai puține grăsimi, dar să nu fie zero, pentru că ca să avem o piele frumoasă și fină avem nevoie de grăsimi. Deci aici e bunul simț și de aceea trebuie să învățăm și bine facem că avem aceste emisiuni. Da, dar știți că în România se gătește gras, da? E foarte toate greu, foarte rău. Toate tradiționale sunt grase, toate sarmalele, bolile, tocănițele. Toate bolile de bilă, toate nenorocirile sunt din cauza grăsimii, că ea nu mai face față. De aceea, cât mai puține grăsimi, am spus de vreo 5 ori, nu spun și a 6-a oară, cât mai puține grăsimi, cât mai multe fructe, cât mai multe salate, abundență de salată. Păi uite, ai luat un elefant, ăsta mănâncă numai salată. Luați un bivol, numai salată. Și bivolii se joacă cu leii. Când un bivol e foarte nervos, aruncă leul de 5 metri. Și ce mănâncă? Salată. Deci avem nevoie de verdețuri foarte multe. Da. E, acum să nu ne facem cât un elefant de la salată. Păi nu ne facem noi, dar elefantul cât de mare este... Nu mănâncă decât poate salată. Poate supraviețui cu asta. Exact, și atunci noi cu un pumn... Și salata nu se pune trei, o farfurie plină așa. Uite, mi-aduc aminte în liceu o chestie foarte interesantă. Aveam un coleg și l-am chemat la mine acasă. Eu mâncam pe vremea salată, ăsta spanac cu măsline și cu ulei de măsline. Și puneam și puțin tofu deasupra, puțin... Și avea un gust excelent. Și a venit, hai să mâncăm niște salată ăsta, spanac. Ce, bă, spanac? Hai, pune-i și mănâncă. Și am mâncat noi spanac și i-a plăcut și lui foarte bine. La facultate, eu eram mai mare decât colegii mei, cu vreo 10 ani de zile, că am făcut mai târziu facultate, că am făcut și armată și alte facultăți între timp. Și cine dă sânge, tot Stroiescu, că el e bătrânul nostru, șeful de an, gata, dau... Când mă ia sânge, ce nu vă spăstesc bolnav? Nu, de ce? Hemoglobina trebuie să fie 12-15, aveți 17. Hematocritul 42-45, aveți 48. N-aveți o boală? Nu mă, de ce? Păi zic, mănânc spanac în fiecare zi. Asta este. Fier. Deci dacă mâncăm... Dar are și nitrit, am înțeles, spanacul. Are și nitrit, în mod natural tras din sol. Dar nu mănânc o căldare, adică... Haideți să luăm o pauză de publicitate, da. Foarte scurtă, domnule doctor, să ne mai povestiți puțin despre zahăr, pentru că se consumă foarte mult zahăr. Zahărul e o travă albă. Vine vara, acum vine sezonul cald, începe înghețata. Zahărul e o travă albă, e o travă. Da, ne vorbiți după pauza de publicitate imediat. Da. ...sau despre tot felul de insecte pe care le aprobă Comisia Europeană pentru consum. Dar vorbim și despre mâncarea tradițională pe care o cunoaștem cu toții. Am vorbit despre carnea cu antibiotice, despre legumele cu pesticide, despre grăsimi, cât sunt de nocive, și vom discuta și despre zahăr, pentru că se consumă în cantități excesive, nu doar în România, peste tot. Mă uitam în Statele Unite ale Americii, pe coastele de porc, dacă nu pun neapărat glazura aceea făcută din miere pentru a le da gustul acela dulce, absolut toate mâncărurile sunt dulci. Chiar și preparatele acestea, friptura, nu te-ai gândit că e dulce, are gustul de desert. Cât de nociv este zahărul, domnule doctor? Zahărul nu e nociv. Glucoza nu e nocivă, e strict necesară.
Fără glucoză nu putem trăi, dar nu trebuie să fie în cantitate mare. În sânge avem un gram de glucoză pe litru de sânge. Deci 5 litri, 5 grame de glucoză. O linguriță de glucoză pe litru, atât e suficient. E, nenorocire că băuturile astea care sunt dulci și frumoase, așa, au câte 20-25 de ori mai mult. Și atunci e evident că e intoxică. Deci zahărul, în cantitate mică, e strict necesar vieții. Zahărul nu e toxic. Zahărul e o substanță necesară, nu are glucoză și fructoză. În cantitate mare e toxică, că e prea mult decât trebuie și distruge de la firul de păr până la unghii. Da, de unde luăm zahărul? Din fructe, din legume, zaharurile? Sau le putem înlocui? Putem înlocui zahărul și cu acei îndulcitori naturali? Zaharurile le luăm din polizaharide, adică din amidonoase. Când zahărul în cantitate mică, am explicat anterior, dacă mâncăm zahăr mono glucide, cum ar veni glucoză, dacă om în cantitate mare este exact cum arde benzina, arde și distruge tot. Dacă mâncăm polizaharide, e ca și când am lua lemne. Dacă mă luăm puține grăsimi, ele e ca și când am lua cărbuni. Deci nu trebuie să mâncăm cantități mari de monozaharide. Zahărul este dizaharid, e prea mult și ne intoxicăm, trebuie foarte puțin. Aici e tot secretul. Și apoi, dacă e prea mult, organismul săracul trebuie să dea insulină ca să îl introducă în celulă. Și da, în afară de diabet, ce mai e? Introducându-l în celulă, ne îngrășăm. Și dacă tot timpul... Deci zahărul e o cărămidă. Mănânci foarte mult, din cărămida asta se unește mai mult și formează grăsimea. Grăsimile se fac din glucoză foarte multă. Gliceride, trigliceride, monogliceride, adică examen trigliceride. Deci din zahăr se fac gliceride. Astea sunt componente a grăsimilor. Mănânc mult zahăr, mă intoxic, pierd multă insulină, obosesc pancreasul și mă îngraș. În momentul în care nu mai am insulină, că dacă o folosesc prea mult și bietul pancreas, nu-i chiar bancă, se obosește. Atunci apare diabetul. Și atunci încep cu injecții și începe cu nenorocire și cu efecte și ca dinții și ca degetele. Pentru că când am fost normal, am făcut exces de dulciuri. De aceea de azi înainte, nimic dulce. Nu mai beți băuturile acelea la sticlă care sunt foarte dulci. Sunt foarte nesănătoși. Sunt o travă. Zahărul în cantitate mare este o travă albă. Haideți să vorbim și despre alimentele modificate genetic. Și aici intră și fructele și legumele și alimentele de origine animală. Că înțeleg că materialul genetic animal este importat. Sunt o felul de modificări. Nu-i așa? Animalele trebuie să dea multă carne, mult lapte, legumele să fie cât mai frumoase, cât mai mari. Aici avem două probleme. Dacă, de exemplu, ești isteț și ai niște vaci mari, cu niște ugere cât o căldare, aici nu e modificare genetică, aici e selecție. Și atunci nu e nimic modificat decât ai găsit niște indivizi cu volum mare care dau mult lapte. Dar în momentul în care faci modificări genetice, ale umblă la ADN-ul nostru și alea sunt foarte periculoase. Noi avem un acid dezoxiribonucleic în care e scris toată structura organismului nostru. Și el trebuie să fie exact așa, să rămână așa cum este el. De aceea și dubioase injecții cu ADN, cu ARN, nu? Umblă la materialul genetic. A ziceți de vaccinurile astea? Adică umblă și momentan organismul știe să-și, că dacă nu s-ar schimba, atunci ne-a modificat total. El știe, are niște legi formidabile. Dar dacă dăm prea multe materiale din astea care sunt toxice, ar putea ca una să prindă în altă parte. Și atunci strică absolut tot. Și de aceea este bine să consumăm hrană cât mai naturală, fără prea multe modificări. Da, în privința vaccinurilor, medicii au spus că sunt 100% sigure și că nu o să intervină în structura ADN-ului uman. Eu n-am laborator să verific. Dacă așa zic, eu nu mă sunt specialist și nu mă bag.
Dar totuși să fim foarte atenți, pentru că nu trebuie să ne jucăm cu ADN-ul și cu ARN-ul. Nu trebuie să ne jucăm cu el. Dar eu nu mă bag. Sunt specialiști, eu sunt un pensionar, nu-mi permis să mă bag cu institute, să se certe cei mari. Da, credeți că modificările astea de ADN din alimente ne pot modifica pe noi? Practic nu, dar știm teoretic nu, dar practic nu putem ști nimic, pentru că fiecare ființă umană este un unicat. Și dacă la un milion de om nu face nimic rău și la unul face rău, acel rău e o victimă. Deci, în mod normal, hrană cât mai naturală și cât mai puține intervenții genetice. Apropo de COVID și de imunitate, pentru că nu e așa, a lovit în toate direcțiile acest Omicron, cum ne întărim imunitatea? Ce alimente ați recomandat dumneavoastră pentru a avea o imunitate de fier? O întrebare excelentă. Punctul numărul 1. Să dormim 8 ore. Cine doarme 8 ore are imunitate de 5 ori mai bună decât cei care nu dorm. Punctul numărul 2. O alimentație cu proteine ca să facem anticorpi. Proteine naturale, proteine vegetale, nu prea multe, 1 gram de proteine pe kilogram corp. Unul care are 60 de kilograme, 60 de grame de proteină. Are 100 de grame de proteină, obligatoriu asta. 1 gram de proteine și atunci avem proteine care vin și ne apără și face anticorpi. Punctul numărul 1, deci, somn. Punctul numărul 2, proteine. Punctul numărul 3, antistres. Punctul numărul 4, mișcare. În momentul în care facem zilnic mișcare, organismul se regenerează. Dă energie multă și suntem sănătoși. Sedentarismul omoară o treime din populația globului. Când omul nu face mișcare, e distrus. Un om care face mișcare întinerește, e verificat asta. De aceea fiecare care ne ascultă acum, 2 ore pe zi merge și nu face zboi. Pentru că organismul își tărește imunitatea. Deci dormim bine, mâncăm cu multă proteină, nu multă, 1 gram de proteine pe kilogram corp, bem multă apă, nu avem stres și facem mișcare în fiecare zi. Asta și prelungesc sănătatea și dau imunitate excelentă. Și cât mai multe legume și leguminoase care au substanțe și vitamine. Vitamine și apropo minerale. De vitamine, să luăm și suplimente din acestea de vitamine? Că părerea mea că cele mai multe suplimente, cele mai bune suplimente sunt fructele. Cele mai bune. Pentru că sunt cele mai sănătoase. Ei, vitamina C. Hai să vedeți un lucru interesant. Colin Campbell a scris o carte integral și vă recomand că se găsește în librării. Vedeți, noi avem 32 de dinți în gură, dar toți au aceeași înălțime. Ce ar fi să avem 3 colți dinți care să nu, ne facă să nu închidem gura? Ar fi totul distrus. E, asta se întâmplă când luăm suplimente sau vitamine în plus. Vine mai mult decât trebuie și strică ordinea. Și atunci, de exemplu, ai nevoie de fier sau de seleniu, nu știu cât. Și tu pui de 6 ori mai mult în sânge. Da, la grav, da. Că și atunci acesta e exact ca un dinte mai lung care strică ordinea. Și organismul trebuie să muncească, să dea la o parte tot ce e în plus ca să ajungă să calce dinte pe dinte, să fie toate în aceeași măsură. Când luăm suplimente din tablete, luăm una mai mult decât ailantă. Și atunci nu mai este echilibru. Deci nu recomand vitamina C, hai să o lăsăm pe asta, dar restul nu recomand. Să-i zinc, seleniu. Bine, și vitamina C o putem lua dintr-o limonadă? Nu, dar ca idee. Dar încă ceva, vitamina C din fructe, e de 10 ori mai bun decât aia din tablete. Și verificat că și astea din tablete au cantități foarte mari. Mamut și cantitate mare, iar nu fac bine. Și mai avem un minut, domnule doctor. Așa. Spuneți-ne, cum intrăm în primăvară în formă? Că ținem diete, iarăși revin kilogramele, cum facem să avem continuitate? Trebuie neapărat să începem să ne pregătim de pe acum, cum face omul înțeles că își face sanie vara și așa, să ne pregătim de pe acum când o să vină vegetalele, vine leurda, să mâncăm zilnic o farfurie de vegetale ca să avem energie, că iarna acum avem mai puțin de ele.
Mulțumesc foarte fructe, mult. Fructe la fel în cantitate mare, cât mai multe fructe, legume, leguminoase, mișcare, odihnă și să ne întărim imunitatea. Să nu stăm în medii care nu trebuie, să respectăm niște lege de bun simț și atunci avem imunitate. Pe... Și bunul simț și încă ceva. Optimismul. Asta mulțumesc foarte mult. Starea de bine. A spus punctul exact, pe ei. Exact. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV. Urmează știrile. Ne revedem la ora 14. Rămâneți cu noi.